Bun găsit tuturor! În Partidul Național Liberal sunt presiuni mari asupra actualului premier în exercițiu, Nicolae Ciucă. Asta pentru că la nivel de teritoriu liberalii sunt nemulțumiți că în garnitura viitoare de miniștri nu vor avea prea multe cuvinte de spus. Asta pentru că din actualii miniștri vor fi păstrați miniștrii în posturile cheie de către președintele Klaus Iohannis. Ligia Deca va rămâne la educație, Aurescu clar va rămâne la externe și se aude că și Cosmin Marinescu, actual consilier prezidențial, ar putea să preia Ministerul Finanțelor, care va fi vacantat de către socialdemocrați. Iar în acest context nu există prea multă marjă de manevră pentru conducerea liberală ca să dea curs și să satisfacă cerințele liderilor liberali din teritoriu de a prelua unele portofolii. Iar în aceste condiții, conducerea liberală și-a îndreptat atenția către portofoliile colegilor de guvernare, în special către portofoliile celor de la UDMR. Iar ieri, potrivit surselor noastre, a existat o discuție între liderii de partide acestei coaliții. Nicolae Ciucă a pus pe masă o solicitare de preluare de la UDMR a Ministerului Mediului. Acest lucru, cum era de așteptat, s-a lovit de opoziția liderului Kelemen Hunor, care l-a amintit că aritmetica de acum 2 ani este valabilă și acum, iar voturile udemeriștilor nu s-au diminuat. Drept urmare, nu vede de ce ar ceda un astfel de minister. Dimpotrivă, a plusat, potrivit surselor noastre, liderul Uniunii cu un schimb de ministere, dacă tot vor liberalii acest portofoliu al mediului atunci să cedeze energia. Ei bine, discuțiile s-au blocat, iar în momentul de față vedem că această negociere s-a mutat în spațiul public. UDMR amenință cu ieșirea la guvernare dacă liberalii insistă să preia Ministerul Mediului. În timp ce conducerea PSD asistă la acest duel, tace, nu mediază conflictul așa cum ne-am fi așteptat, iar în momentul de față ar trebui să avem noi negocieri chiar în timpul acestei săptămâni, pentru că până la rotativa guvernamentală de la finele acestei luni mai este foarte puțin, lucrurile nu sunt tranșate, nu știm clar ce ministere se iau, iar liberalii vor avea vineri, de altfel, o primă tatonare a liderilor din teritoriu, va avea loc o întâlnire la Vila Lac, o întâlnire în care se va decide clar ce ministere pot fi considerate negociabile, ce se poate ceda celor de la PSD, care își doresc de altfel foarte mult să păstreze Ministerul Transporturilor, și ce se poate prelua pe, în urma acestor negocieri. Deci lucrurile sunt în dinamică, asistăm, am putea spune, chiar aceste poziții de forță transmise de UDMR fac parte din acest joc politic al negocierilor, nu sunt tranșate și totuși există în PNL o aripă, am putea spune, a conservatorilor, care nu au nimic împotrivă în cazul în care UDMR își duce această amenințare de ieșire la guvernare, o transpun în realitate. Asta pentru că ar însemna mai multe ministere de împărțit în an preelectoral și mai multe zone de influență și acces la resurse pentru liderii liberali din teritoriu. Dacă se ajunge la această concluzie între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal că UDMR-ul nu mai are aceeași valoare aritmetică în 2023 cum a avut și în 2021, ne gândim la modul serios să ieșim de la guvernare. Nu s-a procedat la nicio abordare formală, nu sunt astfel de discuții în momentul de față care să ne ducă la o decizie, ca atare sunt discuții. Partidul Național Liberal nu vrea absolut nimic. Vrem în continuare să asigurăm guvernarea țării așa cum am făcut-o și până acum. Vrem să asigurăm stabilitate politică.